Ion Țurcan, judecător la Curtea de Apel Chișinău și fost președinte al judecătoriei centru a municipiului Chișinău, locuiește într-un imobil de lux neînregistrat la cadastru și care nu se regăsește în niciuna din declarațiile de avere și interese personale din ultimii ani. Reporter de gardă l-a surprins într-o dimineață pe Ion Țurcan în timp ce ieșea din curtea casei impunătoare, amplasată în sectorul Râșcani al capitalei, în zona Universității Agrare. Magistratul ne-a declarat că intenționează să cumpere respectivul imobil și că îl va indica în declarația de avere și interese personale pentru 2018. Bună ziua! Domnul Țurcan, noi suntem de la ziarul. Da. Vreau să-mi întrebăm, nu-i declarația asta? Da, da. Terenul ăsta nu e registrat la cadastru, da? De față, de față. De cât știu, este registrat. Dar casa este potențialul pentru declarat anul viitor. Sigur, neapărat. El, săptămâna aceasta, mai apropiat. Dar nu dumneavoastră ați construit. Nu. Pentru că este terenul pe mama asta, dar a fost pe mama, după care a fost vândut. Terenul a fost procurat pe mama, după aceasta mama a vândut, după aceasta doamna cealaltă a cumpărat, nu știu, nu s-a achitat până la urmă cu mama. Înainte să ajungă la familia judecătorului, casa a trecut prin câteva tranzacții cu implicarea mamei acestuia și a unei foste vecine a femeii, ambele originare din același sat, Scorțeni, raionul Telenești. Mai întâi, cele două terenuri alăturate pe care este construită casa au fost procurate de către mama judecătorului, Lidia Țurcan, care locuiește la Șoldănești, unde activează în calitate de medic de familie. Ulterior, în noiembrie 2014, Lidia Țurcan, care anul acesta va împlini 70 de ani, a vândut cele două loturi de teren consătencei sale Vera Frunze, care se obliga să le achite în rate. Pentru că nu ar fi achitat toată suma, acum casa urmează să ajungă din nou la familia Țurcan. Eu casa am scos-o de vânzare, în primul rând, și aștept perfectarea toatelor documentelor, actelor, da. S-o vând. Eu am găsit cumpărător. Păi, dar dumneavoastră ați construit-o, da? Nu, am cumpărat-o în 2014. Eu am avut apartament, am vândut și am cumpărat și n-am cu ce termina, n-am bani, nu vine nimeni aici să trăiască și am hotărât să o vindem. Și acum trăiește în acea casă domnul Țurcan, fiul doamnei la care ne-ați cumpărat. Da, fiindcă așa, eu când am scos casa de vânzare, așa am găsit de cuvință că ei vor să cumpere casa, că eu nu m-am achitat când am cumpărat casa, eu nu m-am achitat de plin, că eu n-am avut bani. Și în curs de construcție, câte o leacă am mai făcut ce am făcut eu acolo, și am scos-o de vânzare. Și eu așa ne-am înțeles că s-o cumpere ei mi-o dat arbonă cât am vărât eu acolo și cum să actele făcute la casă, eu o vând. Vreau să vă rog, dumneavoastră cunoaște pe mama judecătorul, doamna Lidia Țurcan? Am crezut că sunteți în relații foarte bune. Da, de unde sunteți la curent că sunt relații foarte bune? Eu stăteam că de-a noastră. Noi am trăit în Măhală toată viața. E de multe la Șoldănești, când a terminat universitatea de medicină, e la Șoldănești și pur și simplu așa, printre altele, am auzit că vin de casa și m-am adresat și mi-a spus că vin de casa. Deși la cadastru sunt înregistrate oficial două terenuri cu o suprafață totală de 7 ari, în realitate, curtea casei în care locuiește judecătorul se întinde pe o suprafață mult mai mare, fiind îngrădite și două parcele de teren public, care nici măcar nu sunt înregistrate la cadastru. În ultimii ani, soții Țurcan au raportat venituri substanțiale. În 2017, judecătorul Ion Țurcan a încasat un salariu de 226.000 de lei, adică aproape 19.000 de lei lunar. Iar soția sa, care este notar, a adus acasă o sumă de aproape 6 ori mai mare, 1,12 milioane de lei. Daniela Țurcan a raportat și venituri din activitatea didactică, 78.000 de lei de la Universitatea de Stat din Moldova. Tot în 2017, familia Țurcan și-a achiziționat
achiziționat un Mercedes-Benz ML250 fabricat în 2012, pentru care au plătit 630.000 de lei. Ion Țurcan este judecător din iunie 2004, când a fost numit în funcție prin decretul președintelui Vladimir Voronin, iar în ianuarie 2011 a devenit președinte al judecătoriei sectorului Centru. În 2016, Consiliul Superior al Magistraturii l-a propus pentru un nou mandat în fruntea judecătoriei, însă președintele Nicolae Timofti a respins candidatura sa. În 2017, Țurcan a candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău, iar Consiliul Superior al Magistraturii l-a promovat. Deși inițial președintele Igor Dodon i-a respins candidatura, membrii Consiliului Superior al Magistraturii l-au propus repetat, iar șeful statului a fost obligat să semneze decretul de numire în funcție. Numele judecătorului Țurcan a fost de mai multe ori în vizorul presei. În 2011, magistratul a fost oprit de poliție pentru că era la volan cu centura de siguranță necuplată. Deși polițiștii l-au somat să oprească, Țurcan i-a ignorat inițial, după care a oprit arătându-le polițiștilor legitimația de judecător. Mai târziu, Țurcan a lăsat să se înțeleagă că acțiunile poliției ar fi fost o provocare. Tot în 2011, numele magistratului a fost implicat într-o decizie referitoare la atacul Raider de la Universal Bank. În urma deciziei sale din 4 martie 2011, acțiunile băncii au trecut în proprietatea unui offshore din Panama. Contactat de ziarul de gardă, Țurcan a refuzat atunci să comenteze decizia. Și în 2016, judecătorul a fost implicat într-un scandal mediatic, după ce, într-un document de la Serviciul de Informații și Securitate, se menționa că instituția, cităm, dispune de informații ce denotă relații de interes dubios între Ion Țurcan și controversatul om de afaceri Ion Vânaga, cunoscut pentru legături cu lumea interlopă. Am încheiat citatul. Serviciul de Informații și Securitate preciza că judecătorul ar fi primit o armă de vânătoare drept cadou de la Vânaga și că ar fi fost într-o deplasare la Poiana Brașov cu automobilul acestuia, în timp ce gestiona un dosar în care afaceristul era implicat. Țurcan a respins acuzațiile și declara pentru ziarul de gardă că nu a fost niciodată în viață la Poiana Brașov și că ceea ce a fost scris în acea sesizare nu este adevărat. Într-un final, Curtea Supremă de Justiție i-a dat dreptate.